În episodul de astăzi, din seria noastră de 100 de zile în deșert, vreau să construiesc un bonsai. Banii mei virtuali de pe internet. Bine ați venit la un nou episod din seria noastră de 100 de zile pe insulă. Cel mai probabil astăzi vom depăși cele 60 de zile, pentru că avem foarte multe lucrușoare de făcut. În episodul anterior știți foarte bine că am clădit toate aceste construcții minunate în partea asta, care arată foarte, foarte bine momentan. Sunt ok, sunt țuți, chiar sunt decente. În partea asta am zis eu că să vin cu o piramidă. O piramidă micuță, am găsit una șmecheră și o să trebuiască să-i dau din nou creditele lui Colpir, dar până acolo mai e un pic. O să trebuiască oricum să facem treaba asta. Iar aici sus am găsit eu niște copaci, mă rog, copaci pentru toată zona, pentru că o să vin așa copaci de jur împrejur. Chiar dacă nu o să se potrivească neapărat, că vegetația în deșert nu e prea există tocmai, dar în Minecraft suntem în Minecraft, aici și putem să facem asta, deci suntem ok. Acolo în mijloc o să vină un bonsai chat, pentru că cred că un bonsai arată foarte mișto, mai ales cum e el așa cu roz. Cred că o să se potrivească foarte, foarte mișto aici. Iar pe lângă asta, lângă bonsai, în partea asta, vreau eu să plantez o casă, să văd dacă și reușesc. O casă care arată destul de mișto. Și în caz că vă întrebați, da, aici sub noi este templul. Pe aici am făcut scara frumos să ajungem în templu, iar aici jos avem templul nostru în care am stat până acum și în care încă mai stăm. O să trebuiască să ne facem și noi niște șulcăre colorate, dar nu știu exact când și în ce măsură o să reușim să facem asta. În orice caz, pot să iau șulcările astea să le pun aici pentru moment și o să-mi țin ăsta cu mine, ce spiritul ăsta, că e ok. Pe ăștia am feather falling. Avem aici un sătean cu feather falling. Problema este că trebuie să adun eu multe emeralde pentru el, pentru că momentan nu am. O să trebuiască, cred că în episodul viitor o să ne ocupăm și de... Cred că o să facem și niște ferme, pentru că avem destul de mare nevoie de niște ferme pe aici automate și mai sunt câteva case de scosti pe aici. Da, mă rog, asta o să vedem în episodul viitor, că astăzi ne ocupăm tot de construit. So, pentru început, ca să începem cu o treabă mai ușoară și cu o treabă de explorat, trebuie să găsim savană. Și țin eu minte că pe aici de acolo am prin partea asta. Găsisem eu la un moment dat savană pe aici, oricum e explorat terenul, că v-am spus, știți foarte bine că am fost pe aici. Uite încă un sat, what the fuck, pe ăsta nu l-am văzut sau am trecut așa pe lângă el, gen nici măcar l-am băgat în seamă. Mă rog, foarte bine că există, da, foarte bine că există. Va trebui să mă duc să-mi caut și cămila, pentru că repede, cea de-a doua cămilă nu știu unde e, vreau să le aduc în sat și dacă reușesc eu să fac roșii de două liduri, deși dacă găsesc doi wandering trader ar fi superb, dar momentan n-am găsit. Partea bună este că avem și mesa, pentru că o să am nevoie pentru bonsaiul ăla de teracotă. De foarte multă teracotă și foarte bine că avem mesa asta aici lângă noi. O să pot eu să adun liniștit și fără prea multe intervenții, ca să zic așa. Uite încă un sat aici. O, au și fierărie ăștia. Nice! Ce aveți, băi, aici? Ia. Bun, nimica prea wow, dar bucățile astea de fier sunt chiar bune, gen. Chiar foarte bune. Ok, hai să continuăm. Știam eu, bă, că e undeva savana asta, dar nu mai știam exact unde. Treaba e că eu, mă rog, am salvat câteva coordonate și plus de asta nici nu e foarte greu să țin minte, pentru că dacă o țin așa în lanț încolo, găsesc foarte multe biomuri noi. Și pe lângă asta am făcut și screenshot la coordonate, deci în caz că vreodată am nevoie de orice, am coordonatele salvate și pot să mă duc să iau. Că atunci eu când am fost la explorat, am luat destul de multe chestii și n-am avut loc să stau să iau și toate zeplingurile și așa, sunt foarte multe. Am luat de oak, bine că aveam și acasă de oak, dar am luat de oak, de bărci, de spruce și de jungle. Alea știu sigur că le avem, alea sunt la noi acasă, dar restul nu le-am luat. Știu că avem și de dark oak, gen putem să mergem să luăm sapling-uri de dark oak, pentru că le-am luat atunci. Și mă rog, o să spar câțiva copaci de pe aici. Nu știu, cred că adun și un stack de lemne momentan, că ăsta o să ne trebuiască lemnul ăsta pentru copacul ăla bonsai, care o să fie destul de șmecher. Și o să adun niște lemne de pe aici, după care o să adunăm probabil celelalte materiale de care avem nevoie, gen frunze și alte lucruri. Mă, e partea plictisitoare, nici nu prea am ce să vă arăt foarte mult, că dacă vă arăt cum sparg toate astea, o să vă plictisesc grav de tot, așa că nu vă mai rețin acum. Mi-au eu sapling-urile de pe aici, mă, și culc că vine noaptea și ne revedem acasă cu materialele pentru toți copaci, nu pentru ăștia, numai pentru bonsai, că mai avem alți copaci de făcut. Eu am găsit o piramidă, chat. Pe asta n-am explorat-o. Gen, nu știu dacă am trecut pe ea, pe lângă ea când am ajuns, gen. Dar nu cred că este explorată, într-adevăr nu e explorată. Wow, super tare piramida asta. Bun, forță. Ce avem aici? De ăsta de dun, ok, în golden apple asta nu-mi trebuie. Două diamante, astea sunt bune și ăsta e bun. Gen, ok. Armura asta e ok. Bă, sunt bune și oasele astea, vreți să vă mint că fac de alea, gen, cum ne spune... Bormil. Da, fac bormil. Ok, super. Bă, hai că am făcut în expediția asta și două diamante. Legit șmecher.
Frățiorii mei, bonsaiul este gata și cam așa arată, e destul de mare să fiu sincer cu voi, nu mă așteptam să fie neapărat chiar atât de mare, acoperă un pic căsuțele din partea aia, dar nu mă deranjează cu foarte mult pentru că arată super, super frumos. Acum ar trebui să continuăm să facem ceva acolo, by the way, acolo sunt... oițele mele cu lână roz au produs ceva lână de-a lungul bonsaiului ăstuia, chiar au produs ceva, am adunat și teracota, a fost totul ok, am adunat și acacia, am reușit să facem bonsaiul, este absolut perfect. Acum l-am și luminat eu un picuț, dacă vă uitați, nu știu dacă am eu cum să vă arăt, nu știu dacă găsesc vreo torță pe... Ba, uite, am pus torțe, am încercat să le ascund cât de mult am putut eu, ca să nu se spawneze mobi prin copacul ăsta în principiu și pe lângă asta am încercat cum va să-l placez în așa fel încât să nu încurce neapărat pe aici. Mă rog, el ieșea un pic spre partea asta și n-aveam cum să-l modelez prea bine, dar cred că așa cum e acum e destul de ok. Va trebui acum să facem o căsuță în partea aceasta, să facem fierăria de aici. Am zis că poate mai plasăm o fierărie sau măcar să o dărâmăm pe asta. Vedem noi dacă punem altceva aici. Poate pun o fierărie în altă parte totuși, că acolo e cam dubios. S-o pun, trebuie să facem și templul aici și în principiu trebuie să ne apucăm de drumuri. Cam mai ar fi trebușoara, ne trebuiesc drumuri și, mă rog, ceilalți copaci, că mai avem și ceilalți copaci de pus, doar că ar trebui să-i pun la final. Am stat acum și m-am gândit că, bă, n-ar fi tocmai ok să punem copacii acum, pentru că dacă i-aș pune acum, e bine... Nu prea am structura foarte bine făcută, structura satului și atunci n-aș ști exact pe unde vin toți copacii, așa că mai bine la final e mai indicat să fie puși la final toți copacii decât acum. În orice caz va veni și îngrădită toată nebunia asta, tot sătucul ăsta și pe aici va veni, mă rog, va trebui să fac eu terraforming ca să pot să mă apuc de baza cea mare, tare și faină care o să dureze probabil până o să o fac, dar o să arate super, super mișto. Momentan suntem în ziua 60. Mi-a luat ceva să fac bonsaiul ăsta, bine, având în vedere că am stat și afecat pentru lână și așa, a durat ceva, dar suntem ok, suntem bine, suntem în regulă, va trebui să pregătesc eu și terenul pentru vizitatorii acestei hărți, by the way, avem confirmarea deja primei youtuberițe, ca să zic așa, pentru că da, vorbim despre o fată care a fost și în videoclipul anterior de 100 de zile pe insulă, îi mulțumesc foarte mult pe care asta, că știe ea că am vorbit eu cu ea și îi mulțumesc super, super mult, o fată de nota 30. Așa că hai să ne apucăm să facem templul, zic eu, și după aceea mai vedem cum mai structurăm pe aici nebunile, trebuie să mai facem și câteva fermuțe. Mai avem o treabă azi, dacă nu iasă clipul ăsta 50 de minute. Mă rog, nu chiar, dar o să iasă mai lung decât restul. Prețiorii mei, am terminat și templul, cam așa arată, trebuie să-i dăm credite din nou lui Colpir pentru acest templu, pentru că este templul lui, tot din breasla haiducilor, sezonul cu numărul 1. Trebuie să recunosc că două construcții de acolo le-am furat, mai exact baza cea mare pe care am refăcut-o eu, care, mă rog, încă nu e făcută, dar o să fie făcută. Și templul ăsta care este asemănător, am păstrat aceeași tematică pe care o să o aibă și baza cu mangrove și cu... sandstone să fie, să aibă tematică așa de deșert. Acum, după cum am spus, suntem în Minecraft, îmi permis să pun frunze de-astea, să existe vegetație în deșert, ceea ce în realitate cred că ar fi imposibil, dar aici se poate. O să trebuiască să ne ocupăm și de interiorul acestui templu. O să vreau eu fix aici unde este centrul, o să vină frumos pe jos și o să facem în jos, practic o să facem camera aia cu comor și așa mai departe, o să fie destul de tare, o să fie făcută și aceea, dar nu neapărat astăzi, aia când o să ne ocupăm de interioare, să avem un episod special în care o să facem toate interioarele tuturor caselor acestora și atunci o să ne ocupăm și de templu și o să-l facem acolo jos frumos. Acum, mai departe, vreau eu să construim aici căsuța pe care trebuie să o facem și pe lângă asta și vreau eu să scap cumva de ăsta de mangrove de aici, că am adunat niște mangrove și nu se duc frunzele astea de mangrove nici cum. Cred că, de fapt, de drept mi-ar trebui o fermă de mangrove, dar nu știu cum o să fac asta, am nevoie de destul de mult lemn de mangrove pentru baza mare. O să mai am nevoie de mangrove, încă de vreo 4 stack-uri de mangrove, unele cum am folosit acolo de o să fie așa strip de la șmecher și unul strip de la normal gen.
Dar mă rog, până ne apucăm noi de bază mai durează un picuț. O să mai avem ocazia să facem rost de mangrovă. La momentan vreau eu să astup de pe aici, o să scot astea, pentru că n-avem nevoie de ele aici. M-am gândit eu cum o să fac fermele. O să fie o zonă specială de ferme. Mă rog, o să fie prin partea asta actually, dar o să fie mult mai mișto făcut o zona de ferme. Nu o să fie chiar cum e acum, că acum e destul de nașpa pusă ferma asta aici și nici nu-mi place așa tare. Așa că mă gândesc să fac ceva mai mișto legat de ferme, dacă tot le fac, măcar le fac o dată și aia, nu le fac de 700 de ori. Scoatem astea de aici și o să mă pun eu să construiesc frumos acolo sus nebunia aia. Ar trebui să demolez și asta într-o zi. Uite, ba chiar pot să las astea pe aici. O să demolez și nebunia asta într-o zi. Cred că chiar acum, de fapt, ea, dacă tot stă aici, puii mei, hai să o demolăm și pe asta, că oricum nu avem ce face cu ea aici, ne încurcă doar. E pusă fix în mijlocul satului și nu trebuie așa ceva aici momentan, așa că o dăm jos și pe aici oricum o să vină drum și alte nebunii, deci nu avem nevoie de construcția asta aici, care, mă rog, nu știu exact ce e, un mic castel, nu știu ce vrea să fie asta. În fine, mergem să construim noi acolo sus, că avem altceva mai șmecher de făcut. Frățiorii mei, ultima casă din acest episod este gata. A trebuit să modelez din nou puțin spațiul aici în spate, a trebuit să mai fac puțin terraforming pentru că nu avea loc casa. Mă rog, nu e cel mai bun terraforming făcut vreodată pe Minecraft-ul ăsta. Clar, Colpir se descurcă mai bine ca mine la acest aspect, totdeauna s-a descurcat mai bine decât mine, dar arată ok, gen, merge, e decent, puii mei, e decent. În orice caz, cam așa arată căsuța asta aici sus. Băi, sincer să fiu cu voi, lângă bonsaiul ăsta mi se pare că arată bine și parcă per total cu construcțiile pe care le-am făcut noi azi, copacul ăsta, templul și casa asta aici apusă, mi se pare că arată super, super fain tot sătucul până în acest moment. Cred că am făcut o treabă destul de bună. Va trebui să mai facem noi o fierărie. În partea aia am zis că o să mai pun încă una, pentru că avem fierăria de acolo, doar că pe aia o să o scot. Și atunci am zis că o să mai punem una acolo sus și în principiu cam atât o să rămână pe aici. Villagerii mei în continuare supraviețuiesc cumva nopților de pe Minecraft, care sunt destul de turburătoare și de lungi și de multe, dar hei, cumva somehow supraviețuiesc. O să trebuiască să vin pe aici cu terraformingul un pic așa mai câș gen, să venim cu el mai puțin mai așa, ca să arate un pic mai natural, poate că acum parcă nu e cel mai natural din lume. Mă rog, nici așa nu o să fie cel mai natural din lume, dar hei, măcar așa un pic acolo să arate un pic mai decent. Bun. În partea asta oricum va trebui să mai venim cu el așa, să-l mai luăm mai pierdut, mai nu știu ce, ca să vină mai bine pe aici. Ok, și aici în față va trebui să-l mai modelez eu un picuț. Terraforming-ul, trebuie să știți că nu e cel mai greu lucru din Minecraft, există lucruri și mult mai grele de atât, dar e un exercițiu terraforming-ul, trebuie să exersezi foarte mult ca să ajungi să-l faci foarte bine. Cam asta e duma cu terraforming-ul ăsta. Bun, hai că într-un final i-am dat un pic de cap pe aici, să vină cam ceva de genul ăsta și e destul de, mă rog, plus minus ok. Pe aici n-arată el foarte wow, dar e decent până la urmă, nici poți să ai pretenții foarte mari de la un om care nu știe să facă terraforming, arată ok. Cam atât ar fi pentru acest episod, cam aici o să ne oprim. În episodul următor ori începem drumurile, ori facem fermele la acelea, deși dacă stau să mă gândesc acum mai bine, suntem în ziua 67. Dacă mă întrebați pe mine, nu prea mai are sens să facem fermele acelea automate, cred că direct o să mă pun să fac fermele alea de design mai mult pe aici și cam atât, cred, că nu cred că are sens să le mai facem pe alea automate, că nu prea le văd rost. O să punem și fierăria aia în partea asta, iar în episodul următor, poate o să începem să ne ocupăm de drumuri. Am nevoie de mult coarse dirt, de mult dirt, așa că lopățică să te pregătești, că avem mult de spart. Dar da, sper că v-a plăcut acest videoclip din seria noastră de 100 de zile în deșert. Eu am fost Dani, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, canalul meu secundar în descriere.
descriere. Alături de bonsaiul ăsta minunat, v-am lăsat și v-am pupat să aveți o zi minunată. Ciao, ciao!